Astă noapte, în Ucraina, am descărcat într-un depozit cele 10 microbuze cu alimente pe care împreună cu mai mulți colaboratori le-am pus la dispoziția poporului ucrainean. La un moment dat, când ne era lumina mai dragă, au intrat în depozit soldații care păzeau și au început să strige. Habar nu aveam ce zic, însă s-au repezit pe tabloul electric și au întrerupt lumina. În acel moment mi-am dat seama ce se întâmplă. Am auzit sirenele antiaeriene urlând. Și am știut că trebuie să ne adepostim. Eram mai mulți voluntari români, câțiva voluntari ucrainieni și câțiva soldați care ne-au îndrumat către o cameră separată din beton, ne-au spus să stăm jos urgent și să ne acoperim capul cu mâinile amândouă. Un tânăr ucrainean de lângă mine era vizibil speriat. Acesta îmi zice: Acesta este un punct strategic de strângere de alimente. Alături de aeroport, acesta este unul din locurile pe care vor să le bombardeze. M-am uitat la el cum îi tremura vocea și am zis în mintea mea. Na, mi-a trebuit Ucraina. Nu știu cât de vizibil speriat eram eu, dar în toată starea aceea tensionată, Duhul lui Dumnezeu îmi șoptește. Ce ai citit din Biblia azi dimineață înainte să pleci de acasă? M-am gândit preț de câteva secunde și am strigat în inimea cât am putut. Da, mulțumesc, Doamne, așa este. Tu m-ai pregătit pentru momentul acesta mai dinainte să se întâmple. Îți mulțumesc. Am recitat în mintea mea versetul 14 din capitolul 54 a cărții prorocului Isaia care zice astfel Izgonește-ne liniștea, căci nu ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Oameni buni, m-am umplut de liniște și pace în acel moment, am început să încurajez pe cei din jur, zicându-le cu toată convingerea că nimic rău nu se va întâmpla, pentru că Dumnezeu mi-a spus acest lucru de dimineață, înainte să plecăm spre Ucraina. Sunt îmbărbătat mereu de cuvântul lui Dumnezeu, care într-adevăr dă viață, dă liniște, dă pace tuturor celor care îl citesc și mai ales celor care îl cred. Fiți binecuvântați! Relată Gheorghe Ignat pe pagina lui de Facebook.